Diversificarea este momentul în care, pe lângă laptele matern, începem să-i dăm și alte alimente copilului. Asta se întâmplă după vârsta de 6 luni, după vârsta de 6, 7, 8 luni poate, când copilul este pregătit să primească și altceva. Vrea și el, este interesat, vrea, nu este o forțare a copilului, nu-l alergăm cu lingurița prin casă, cu castronelul prin casă, hai mai ia o linguriță de asta că ai 6 luni și o zi. Deci trebuie să vedem că este pregătit, că este interesat să mănânce și altceva decât sân și practic asta înseamnă alăptarea nu mai este exclusivă, mergem pe o alăptare preponderentă și pe introducerea unor alimente noi în alimentația copilului. Asta înseamnă diversificare.